multă emoție și sunt convinsă că asta este ceea ce vom lua cu noi atunci când vom pleca de aici, fiecare în drumul nostru. Zic asta pentru că nu mai e foarte mult din spectacolul pe care cei care alcătuiesc Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor l-a pregătit pentru dumneavoastră. Lumea copilăriei, oricum, e o temă recurentă la care am făcut referire pe parcursul întâlnirii noastre de astăzi și la care ne întoarcem încă o dată. De ce? Pentru că cei care alcătuiesc corul Meloritm abia așteaptă să vă revadă. Ajung din nou pe scenă, într-o formulă pe care nici eu nu o cunosc și sunt foarte curioasă să o revăd. Formula în care s-au așezat pentru cea de-a doua întâlnire cu dumneavoastră din spectacolul Primăvara Vieții. Corul Meloritm.